Bun găsit, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramică. Dragi telespectatori, în această seară vom discuta despre proiecte de dezvoltare, strategie de dezvoltare pentru perioada următoare cu primarul municipiului Craiova, doamna Lia Olguța Vasilescu. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, cu mare drag. Am făcut doar un preambul al discuțiilor ce urmează să le purtăm în această seară, pentru că avem foarte multe subiecte la care dorim să găsim răspuns. O să începem cu un subiect mai neplăcut și cumva cele mai recente evenimente întâmplate la dumneavoastră în comunitate și mă refer la inundațiile de săptămâna trecută, mai exact de duminică spre luni noaptea, când vântul puternic și ploile torențiale au făcut prăpăd în municipiul Craiova. Spuneți-ne la ce pagube sau despre ce pagube este vorba și cum ați intervenit. Pagube materiale destul de însemnate, mai ales în cartierul 1 Mai. Am avut 4 școli practic avariate, acoperișul mai precis, 7 acoperișuri de blocuri care au căzut, toate la blocuri care au fost amendate deja de poliția locală pentru că nu dețineau autorizație de construire, asociațiile de proprietari și, din păcate, deși au primit amendă, nu au intrat în legalitate și iată că s-a întâmplat o pagubă materială însemnată, putea să se întâmple nenorocire, vă dați seama ce ar fi fost ca unul dintre acele acoperișuri să fi zburat în capul cuiva. Din fericire a fost duminică seara, din fericire s-au primit mesaje pe RoAlert, astfel încât lumea să se adăpostească, dar se putea întâmpla o nenorocire. Iarăși am avut mai multe cartiere inundate, așa cum se întâmplă, din păcate, la ploile care au loc în Craiova cu peste 60 de litri pe metru pătrat, nicio conductă de canalizare din România și din Uniunea Europeană nu este dimensionată ca să preia o cantitate mai mare de 25 de litri pe metru pătrat. Așa s-au proiectat acum mulți ani și așa au rămas și din păcate nimeni n-a schimbat normativele, în ciuda faptului că noi cerem de câțiva ani ca să se schimbe normativele, pentru că iată s-a schimbat clima. Adică este clar că anul trecut am avut, de exemplu, în Craiova, tot așa o ploaie torențială de 120 de litri. Vă dați seama că e clar că nu rezista absolut nicio conductă de canalizare, dar măcar s-ar fi scurs apa un pic mai repede dacă erau dimensionate măcar la 60 de litri, la o ploaie de genul acesta am fi putut să nu ne inundăm iarăși. Din păcate, normativele, așa cum spuneam, nu s-au schimbat la nivel european. Și nu știu cum se întâmplă, dar de fiecare dată când vine prăpădul, vine doar pe Craiova. Comunele din jur nu sunt afectate aproape deloc. Probabil, așa cum ne spun meteorologii mai vechi, mai în vârstă, Craiova acționează ca o pâlnie care atrage toate aceste energii din cauza faptului că betonul se încinge, că sunt mai puține spații verzi decât, eu știu, în alte părți sau că temperatura la sol este mult mai mare. Din cauza asta noi încercăm de la an la an să avem o suprafață verde cât mai mare. Pentru orașul nostru suntem între orașele care stăm cel mai bine. Din România avem 37 de metri pătrați per locuitor de spațiu verde. Media în România este de 22 de metri pătrați, deci stăm foarte bine la capitolul acesta. Cu toate astea, iată că atunci când vin astfel de furtuni, din păcate, suntem afectați și ar fi mult mai bine ca suprafața verde să fie mult mai mare. Dar una peste alta am fost pregătiți, cei care s-au trezit dimineața și au văzut bulevardele craiovene, cred că nu au realizat proporțiile dezastrului, pentru că deja se strânsese tot. S-au strâns câteva remorci, câteva zeci de remorci de noroi pur și simplu de pe străzi, pentru că apa a spălat toate spațiile verzi și tot nisipul a curs în stradă, dar am reușit să ne mobilizăm astfel încât să nu avem niciun fel de problemă. A doua zi
traficul să fie reluat în cele mai bune condiții și să se poată desfășura bine activitatea tuturor cetățenilor. Să ne spuneți dacă ați avut familii ale căror case au fost afectate și au fost nevoie de ajutor de urgență. Sigur. Din partea primăriei. Am avut 29 de cazuri care au sunat la telefonul cetățeanului, au fost ajutate chiar din noaptea respectivă, când compania de apă, împreună cu muncitori din partea regiilor noastre, i-au ajutat ca să descongestioneze cât mai repede, să ia apa din locuințe respective, astfel încât să nu aibă pagube foarte mari. Mergem către un alt subiect, pentru că începând de astăzi studenții se reîntorc la facultate sau bobocii încep anul universitar și viața de student. Spuneți-mi cum v-a prins acest nou an universitar la Universitatea din Craiova. Ne-a prins foarte bine, pentru că în ceea ce privește învățământul preuniversitar, noi facem investiții masive în ultimii ani în educație, cam 10 milioane de euro pe an investim în școlile noastre și asta a început să se vadă, avem toate bazele sportive puse la punct încă de anul trecut. Anul acesta am început să schimbăm mobilierul școlar, am început să lucrăm în căminele pentru elevi, de asemenea în sălile de clasă. N-am avut nicio școală care să nu fie pregătită pentru începerea noului an școlar. Anul viitor va fi într-adevăr o perioadă foarte complicată și pentru municipalitate și pentru elevii craioveni, pentru că 18 școli intră în reabilitare totală, fie că este vorba de fonduri europene pe PNRR, fie că este vorba de programe pe care noi le avem ale primăriei municipiului Craiova. Cert este că vor trebui relocați elevii din 18 școli și acum suntem în plin proces de a găsi aceste spații. Vă dați seama că nu este ușor să găsești pentru câteva mii de copii spații unde să-și desfășoare activitatea în condiții bune și ne dorim ca până la sfârșitul anului spațiile pe care le găsim să le și dotăm, adică să aibă toalete, să aibă săli de clasă pregătite, mobilier școlar și așa mai departe, astfel încât pe perioada de 6 luni sau un an de zile, cât durează reabilitările, să poată să funcționeze școala în condiții foarte bune. În ceea ce privește învățământul universitar, astăzi într-adevăr se deschide noul an universitar. Anul trecut mi-aduc aminte că la începutul anului universitar le spuneam studenților la deschidere că fac sondaje de opinie și le fac trimestrial ca să văd ce anume și-ar dori elevii craioveni ca să rămână în Craiova la universitate, ce anume ar trebui să facă municipalitatea pentru ei, și am avut câteva surprize de-a lungul celor 3 ani în care am făcut aceste sondaje. Repetitiv apăreau în primul an faptul că și-ar dori festivaluri de tip Untold, ceea ce s-a și întâmplat. Din această cauză am creat festivalul Intensity, care este în special pentru tânăra generație, dar nu numai. De asemenea, am investit foarte mult în această industrie turistică, dar care captează mult și tineretul. Mă refer aici la Târgul de Paște, care a reușit să fie anul acesta pe locul întâi în Europa ca și cel mai frumos târg de Paște, Târgul de Crăciun, care la fel este deja un brand al orașului. O să vreau să dezvoltăm aceste subiecte, dar da, puțin mai târziu să le abordăm pe larg. Vă spuneam că printre alte lucruri pe care și le mai doreau atunci studenții era un transport public de calitate, ceea ce s-a întâmplat în Craiova. Avem și tramvaie, noi avem și autobuze de ultimă generație și de asemenea își doreau o infrastructură rutieră, ceea ce iarăși ne-a făcut să ne canalizăm eforturile în ultimii ani pe zona de periferie. În special avem peste 300 de străzi asfaltate în ultimii 2 ani de zile, de la stadiul de pământ sau de piatră până la stadiul de asfalt, și sigur că vom continua. Îmi doresc ca la finalul mandatului meu toate străzile care au utilități și care sunt în proprietatea primăriei, bineînțeles, pentru că sunt încă foarte multe alei private în Craiova sau străzi private, să poată să fie asfaltate. Deci aceste lucruri le-am promis deja
studenților anul trecut și iată că am reușit să ducem la bun sfârșit multe dintre promisiunile pe care le-am făcut. Pentru că tot discutăm de tineri și chiar și de cei de adolescenți, am văzut în cel puțin în ultima perioadă că atenția autorității publice locale din Craiova se îndreaptă către aceștia și, așa cum spuneați, referitor la festivalul Intensity, în afară de acesta aveți foarte multe proiecte pentru tineri și adolescenți, de la petrecerea timpului liber și până la alte activități. Așa este. Eu în primul mandat m-am canalizat mult pe lucrurile de joacă, scăpând, dacă vreți, din vedere un element important și anume că un copil care ajunge deja la vârsta de 12 ani nu prea mai poate să se ducă în locul de joacă și până la 18 ani, când poate să iasă la o terasă, de exemplu, sau poate să meargă la un festival sau la o discotecă, mai știu eu, nu prea are ce să facă. Și atunci am gândit foarte multe activități pentru adolescenți, le-am gândit multe dintre ele în parteneria cu Universitatea din Craiova sau mai bine zis cu studenții și cu firma Ford, care investește anual o sumă de aproximativ 1 milion de euro în proiecte care se fac în acest parteneriat. Anul trecut, de exemplu, am inaugurat o pistă de karting în Parcul Nicolae Romanescu, cu carturi care au fost gândite, proiectate de studenți și care, eu zic că este un punct de atracție al orașului la ora actuală, tot în parteneriat cu Universitatea din Craiova și cu baza militară de la Deveselu, am gândit un base camp care este un fel de bază de pregătire a americanilor, dar pe care poate să o folosească orice cetățean al Craiovei, orice adolescent care vrea să-și testeze limitele și care se află în Parcul Tineretului, inclusiv cu trasee care prin copaci, astfel încât să poată să fie lucruri inedite, dacă vreți, pentru tânăra generație. Am avut aceste festivaluri pe care le-am inventat, am avut parcuri pe care le-am regândit. Parcul pedagogic, de exemplu, este gândit ca și o călătorie în 3 continente. Zona africană cu un foișor african, cu mai multe hamace, colțul mediteranean cu o terasă exact în stil mediteranean și un colț japonez, la fel foarte frumos gândit și care este un punct de atracție al orașului la ora actuală. Sunt foarte mulți tineri și adolescenți care se plimbă acolo. Le-am recomandat celor de la liceul Velovan totuși să meargă la cursuri și doar după amiaza să se distreze în acest parc. De asemenea, avem English Park-ul pe care l-am reabilitat, l-am regândit cu niște stâlpi care sunt așezați pe o bancă îndrăgostiți și cu niște balerine care dansează pentru ei. Anul acesta urmează să punem și alți stâlpi care vor fi orchestre, este la fel ceva inedit, foarte frumos. Și avem de inaugurat anul viitor, în primăvară, Fantasy Park-ul, care este adresat tuturor generațiilor. Practic, dacă ești părinte, poți să te așezi la o terasă, ai o scenă unde vor fi trupele noastre de la instituțiile de cultură care vor evolua acolo. De asemenea, pentru copii este un spațiu de joacă și o terasă amenajată, iar pentru adolescenți va fi inclusiv un skatepark și o zonă foarte frumoasă. Cred că va fi iarăși unul dintre punctele de atracție ale noastre. Acestea sunt lucruri care sunt în derulare și sau care au fost deja finalizate. De asemenea, avem în proiectare iarăși 2 zone foarte importante ale orașului care vor atrage foarte mulți turiști în viitor. Este vorba de Dracula Park, unde suntem la faza de studiu de fezabilitate finalizat. Așteptăm doar 2 avize care mai trebuie să mai vină și care, mă rog, le așteptăm cam de mult timp, de câteva luni de zile. Iarăși va fi o investiție foarte bună și care va atrage, cred, persoane și din alte țări, pentru că este un concept realizat împreună cu o firmă din Olanda, consultanța
fiind acolo, i-au făcut tema de proiectare, o firmă care a lucrat pe foarte multe parcuri de distracții din lume, inclusiv din Las Vegas, și care au venit cu tot felul de idei. Va avea trei părți acest parc, la fel ca și fantasy-ul, este gândit pentru toate vârstele. Va fi o parte cu tot felul de jocuri gen Mountain Rush sau roller coaster sau panoramic, în fine, tot ceea ce este atractiv în toate parcurile de distracții din această lume. Apoi avem o zonă scary cu o casă bântuită, un cinema 5D, unde vă dați seama, filmele de groază pe care le vor vedea cei care vor veni acolo, practic le vor stimula toate simțurile, și bineînțeles castelul lui Dracula, care de fapt va fi un restaurant, dar va avea și o parte istorică, pentru că ne dorim foarte mult ca măcar cei care vin din afară să afle câte ceva despre domnitorul țării românești, atenție, al Valahiei. El nu a fost prințul Transilvaniei, așa cum se știe în străinătate, el a fost un domnitor în Valahia. Valahia fiind chiar în această zonă, apropo de cei care întreabă, dar de ce se face la Craiova un Dracula Park? În primul rând pentru că noi vrem să-l facem și pentru că și l-au propus mai multe municipalități, dar noi chiar am început să investim în el. În al doilea rând pentru că are mai mare, eu știu, a face prințul Vlad Țepeș cu Valahia decât a avut cu Transilvania. Aș vrea să ne spuneți, pentru că discutați de foarte multe proiecte și sunt convinsă că nu ni le-ați enumerat pe toate, cel puțin la referitor la parcuri, ați enumerat foarte multe parcuri, cu ce bani? Cu bani de la bugetul local s-au făcut toate parcurile și le lucrăm, să știți, cu regia noastră, cu rea de PFL-ul, care este regia primăriei, cu un personal care s-a specializat de-a lungul anilor. Când am venit primar acum 10 ani, în acest oraș se plantau doar 3 tipuri de flori. Panseluțe. Panseluțe, da, și încă vreo două. Au înțeles după că nu așa trebuie să arate spațiile verzi. Din cauza asta noi avem acum o grădină botanică foarte frumoasă și toate parcurile noastre. Observ că majoritatea proiectelor dumneavoastră au ca și centru dezvoltarea turismului. Sau poate doar mi se pare mie. Da. De ce vă axați atât de mult pe dezvoltarea acestei laturi a turismului? Pentru că noi suntem o zonă foarte frumoasă a României, din păcate neexploatată din punct de vedere turistic. Și să știți că numai Craiova face aceste eforturi sau... Nu doar Craiova, fără parteneria cu celelalte județe. Eu m-am întâlnit încă de anul trecut cu colegii președinți de consilii județene din toate județele Olteniei și am stabilit că zona noastră nu este atât de bine promovată. Despre Craiova, de exemplu, se știa până acum câțiva ani, doar că se bat pe aici anumite minorități cu săbile și că e rău, e rău famat orașul, nu e bine să calci. Nu se știa, de exemplu, că avem după București cel mai mare număr de clădiri monument istoric din România sau că avem cele mai frumoase parcuri, printre care unul medalia cu aur la Paris pentru cel mai frumos proiect de parc. Și atunci am stabilit ca să avem această strategie comună pe principiu că nu se poate promova Craiova fără Oltenia, nu se poate promova Oltenia fără Craiova. Din această cauză, anul acesta, la început, am chemat toate firmele de turism din România, am chemat parteneri din toate județele Olteniei ca să le spunem ce anume putem noi să oferim turiștilor și cu această ocazie au putut să afle firmele din România, de exemplu, că Gorjul are cea mai mare concentrație de peșteri din lume, că se face turism de aventură, singurul loc din România unde se practică turismul de aventură, că zona din Mehedinți, de exemplu, cu cazanele, este clar cea mai frumoasă din România, asta nu o spun eu, o spune oricine a văzut această zonă, că avem chipul lui Decebal sculptat în munte acolo, că avem castru roman, că avem o cetate de la 1200 descoperită din întâmplare acum câțiva ani și care a fost reabilitată pe fonduri europene, de asemenea că avem Salba de Mănăstiri din Vâlcea, adică avem foarte multe lucruri de promovat. Ce ne-au reproșat toate agențiile de turism a fost în primul rând lipsa promovării la nivel național în primul rând, ceea ce este adevărat și din cauza asta noi facem eforturi, să știți că și târgul de Crăciun în care noi investim sume prea mici față de
câtă popularitate ne aduce Târgul de Crăciun, ne-a ajutat foarte mult să dezvoltăm zona, pentru că sunt mulți care vin să vadă Târgul de Crăciun, stau la Craiova o noapte, după care a doua zi pleacă în Gor sau Mehedinți. Dar ce ne-au reproșat în afară de promovarea turistică a fost faptul că nu există hoteluri, o rețea de hoteluri care să poată să preia un număr de turiști pe care ar fi putut sau ar putea ei să-l aducă. Și vă spun că aici nu este niciun fel de glumă, în perioada Târgului de Crăciun nu se mai găsește niciun loc liber în hotelurile din Craiova. Și am înțeles că și în perioada festivalului. Și în perioada festivalului Intensity și în perioada în care au loc, de exemplu, campionatele de atletism naționale sau balcanice sau orice fel de campionate, pentru că avem și o infrastructură sportivă foarte bine pusă la punct. Și bineînțeles, când vin numai echipele, antrenorii și aparținătorii, deja umplu hotelurile, dar ne-au spus, faceți turism adevărat și prima oară începeți prin a investi în hoteluri. Este motivul pentru care cred că cel puțin o dată pe lună am întâlniri cu cei din industria Horeca din Craiova și de fiecare dată îi rog, hai să facem un hotel de 5 stele, pentru că avem multe până acum solicitări și din păcate nu există în întreaga regiune Oltenia un hotel de 5 stele. Vedeți dumneavoastră, acum câțiva ani am încercat să aplicăm Craiova împreună cu toată regiunea Oltenia pentru titlul de capitală europeană a culturii. Și toți au fost de acord că avem cel mai bun dosar, toți au fost de acord că suntem singurul oraș care vine cu toată regiunea împreună în această competiție, dar au fost câteva lucruri care ni s-au reproșat la momentul respectiv, noi ne-am supărat, ne-a trecut, dar ne dăm seama că au avut în mare parte dreptate. Adică, ok, dacă vreți să fiți capitala europeană a culturii, trebuie să aveți cel puțin 10.000 de locuri de cazare în Craiova, ceea ce din păcate nu sunt, din cauza asta tot încercăm să aducem evenimente în oraș care să-i facă pe hotelieri să înțeleagă că e momentul să investească în hoteluri. Și de asemenea ar trebui să mai aveți încă cel puțin 10.000 de locuri de cazare în întreaga regiune Oltenia ca să puteți să deveniți un punct de atracție. Iarăși nu există aceste 10.000 de locuri de cazare în toată regiunea. Și iarăși o discuție care s-a purtat atunci, care se reglează acum, este partea de infrastructură. Vreți să aduceți turiști la Craiova? Ok, foarte frumos, suntem de acord, dar cum îi aduceți? Cu un tren care face, 30 de kilometri pe oră și cu o infrastructură rutieră foarte slabă, cu un aeroport care nu poate să preia un flux mare de turiști. Iată că suntem în plină dezvoltare cu aeroportul din Craiova, se fac investiții de peste 100 de milioane de euro la ora actuală, practic s-a dat în folosință al doilea terminal. Vrem să ajungem la capacitatea de 2 milioane de pasageri procesate pe an. De asemenea, avem drumul expres, care are 4 tronsoane, 2 dintre ele sunt deja finalizate, e vorba de Balș și de Slatina, cele de fapt care produceau cea mai mare problemă atunci când mergeam spre București, să nu uităm că stăteam câte 50 de minute în Balș. Nu mai este cazul acum. Avem un al treilea lot care va fi dat în folosință până la finalul acestui an și al patrulea lot, cel din județul Dolj, care va fi dat în folosință la finalul anului viitor. Mai mult decât atât, se dezvoltă infrastructura și pe regiunea Oltenia. A fost o bătălie pe care am dus-o și parlamentarii noștri de Dolj, dar și cei de Gorj ai PSD-ului, ca să avem acest drum expres Craiova-Târgu Jiu, de exemplu. Vreau să vă spun că în octombrie anul acesta începe deja procedura de licitație pentru execuția primului lot. Deci care nu s-a pierdut până la urmă această investiție? Adică... Nu s-a pierdut această investiție sub nicio formă. Cum vă spuneam, în luna octombrie se scoate la licitație. Și va rămâne cu același denumire de drum expres sau va fi un drum regio? Nu, va fi un drum expres. Până la urmă, care e diferența între drum expres și autostradă? Că în drumul expres
banda de urgență are doar un metru, nu 2,5 metri, cât este pe autostradă. În schimb, în partea de mijloc regimul de viteză este aproximativ. Este mai mare, regimul de viteză este același. Deci, uitați-vă cum arată drumul expres Pitești-Craiova și o să vă dați seama că, de fapt, nicio autostradă din România nu arată atât de bine. A existat discuții referitor la drumul expres Craiova-Târgu Jiu, potrivit cărora acesta nu ar mai avea regim de drum expres, ci s-ar fi transformat într-un drum regio pe care regimul de viteză ar fi cu totul altul. Nu, regimul de viteză până la urmă poate să fie stabilit și printr-un proiect legislativ, așa cum s-a întâmplat pentru drumul expres, pentru că la început a fost acea discuție că ar trebui să fie viteza reglementată diferit de autostradă. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că are cam același regim, în afară de banda de urgență. Deci nu asta ar fi problema. Și știți ceva? Faptul că se va circula pe 4 benzi este mai important decât orice până la urmă. Dacă ne referim la viteză, stați să vedem cum va rămâne până la urmă cu regimul de viteză. Cred că în toată Europa se va schimba. Și vă spun pentru că anul acesta am participat la o conferință a primarilor de la Stuttgart, în care se discuta în primul rând că Uniunea Europeană nu va mai veni să finanțeze absolut nimic din ceea ce înseamnă infrastructură rutieră în orașe, adică pasajele sau, eu știu, drumuri rutiere, altele decât pentru transport verde, adică pentru autobuze verzi. Și, într-adevăr, dacă ne uităm pe actualul ciclu financiar, vedem că nu mai este nimic pentru pasaje, decât dacă se va folosi pentru transportul în comun. Și, de asemenea, se discută iarăși de chiar foarte intens despre această reducere a vitezei atât în orașe cât și pe autostrăzi. Deci, până la urmă, nici nu știu dacă asta va mai conta în viitorul apropiat. Poate se va investi în CFR și o să avem alte... Da, să știți că noi stăm foarte bine din punctul acesta de vedere. V-am spus că punctăm deja la toate cele trei capitole, și infrastructură rutieră și aeroport, dar și transport feroviar, pentru că noi avem un operator privat în Craiova care își produce propriile rame, trenurile acelea private cu botul lung, pe care nu știu dacă le-ați sesizat pe calea ferată, care deocamdată au curse doar pentru Craiova-Brașov și Craiova-Constanța, trecând prin București, este vorba de Softronic, și care au câte o cursă pe zi dus și întorsă, dar care îți asigură un confort sporit, adică chiar este un transport de calitate. Unde ați mai avea de lucru la drumurile din Craiova? Mai sunt zone unde trebuie să modernizați infrastructura rutieră din mai Craiova? Mai sunt zone din ce în ce mai puține, din fericire, pentru că anul acesta, de exemplu, și anul trecut ne-am canalizat foarte mult eforturile pe zona de periferie a orașului. Mai sunt încă zone unde se introduce în continuare canalizarea și evident că nu putem să investim în infrastructura rutieră până nu se finalizează, dar sperăm noi că anul viitor se va întâmpla acest lucru. Și mai sunt încă foarte multe străzi care nu au descurcate cadastrele, da. Practic nu putem să investim în străzi private care nu sunt ale noastre. Unele dintre ele, culmea, sunt ale CFR-ului, iarăși facem demersuri importante, chiar un cartier este al CFR-ului și încercăm să le explicăm celor de la București, unui consiliu de administrație de la CFR, că nu pot să fac ceea ce solicită ei, adică să-mi dea drumul să-l asfaltez și după să le plătesc chirie ca să pot să-l întrețin. Mi se pare o prostie și am încercat să le explicăm că așa ceva nu putem să acceptăm, ci că trebuie să facă pur și simplu un transfer de proprietate către municipalitate ca să putem să-i ajutăm și pe oamenii aceia care, culmea, sunt ceferiștii lor. Încă suntem în tratative cu ei, sperăm să se întâmple foarte curând, pentru că ne-am dorit foarte mult și acel cartier să putem să-l asfaltăm. Înainte să trecem la proiectele pe care le aveți în plan de anul viitor, aș vrea să
Îmi spuneți dacă mai aveți alte proiecte începute și încă nefinalizate sau aproape finalizate. Cel mai important proiect este, de fapt, și cel mai mare din Uniunea Europeană, 450 de milioane de euro, care înseamnă canalizare și apă de izvor de la Izvarna, o conductă firul 2 Izvarna care trece prin mai multe localități și care va alimenta toate localitățile de pe traseu până la Craiova de la Tismana. Este vorba de mai multe localități din județul Gorj și județul Dolj și suntem aproape de finalizare cu acest proiect, adică eu sper că anul viitor, undeva prin vară, să putem să inaugurăm. Cred că este cea mai importantă aducțiune de apă și cel mai important proiect al Olteniei din 1960 încoace. Dați seama, în primul rând, nu doar cât costă, dar și pentru volumul de muncă, pentru că nu a fost deloc un proiect ușor. Eu mi-aduc aminte că l-am început în 2013 și iată că îl finalizăm abia după 10 ani. E adevărat că fiind atât de mare proiectul respectiv, a durat foarte mult până s-a aprobat finanțarea de către Uniunea Europeană, până s-a terminat partea de expropriere, ce înseamnă să expropriezi din 20 de localități pe tot traseul niște mii de persoane sau de autorități ca să poți să ajungi până la Craiova, cât a durat proiectarea, cât a durat construcția. Și iată că ne apropiem de final, adică pe mai multe tronsoane suntem la peste 90% finalizat, unul singur este mai întârziat, a durat și licitația mai mult, dar și acolo constructorul recuperează, astfel încât să putem anul viitor să putem să avem apă de izvor la robinetele craiovenilor. Deci sunteți în termen cu... Da, suntem în termen. Spuneați dumneavoastră de costurile apei, că vor fi mai mici. Ați făcut un calcul cu cât se va diminua factura craiovenilor? Nu am făcut astfel de calcule, nici nu putem să facem, pentru că nu putem să estimăm care vor fi costurile anul viitor. Ce pot să vă spun este însă că această conductă este programată să reziste 100 de ani, este garantată 100 de ani și că, așa cum se aude că la nivel mondial va veni o criză a apei, o criză pe care și noi o vedem în timpul verii, de exemplu când le recomandăm cetățenilor Craiovei să nu șude grădinile, pentru că asta înseamnă că automat vom avea mai puțină apă la robinet de băut, presiunea va fi mai mică, noi ne rezolvăm această problemă. Deci, practic, în următoarea 100 de ani, ca să spun așa, craiovenii vor avea rezolvată problema apei, sper din toată inima ca să nu mai folosim nici atâta plastic, pentru că eu cred că așa cum se întâmplă în țările civilizate, cum ne ducem în Norvegia și ni se pune pe masă o carafă de apă, de când intri în restaurant nu vine nimeni să te roage cu o sticlă de plastic sau de altceva, ci vine cu o carafă de la robinet, așa să ajungem și noi în această situație, să nu mai dăm bani pe apă din magazin, ci pur și simplu să avem cea mai pură apă de băut la robinet. Da, este un proiect important pe care și extrem de costisitor, spuneați că este este cel mai costisitor din Europa. Și aș vrea să discutăm și despre investiții pe care urmează să le derulați în perioada, în perioada următoare. Spuneați că aveți în plan să dați drumul la ceva proiecte anul viitor. Da, vă spuneam de Dracula Park, mai avem iarăși o extindere a Centrului Istoric al Craiovei, care pentru noi a fost un proiect de succes. În mandatul trecut pot să spun că, în afară de stadionul care este unul dintre cele mai frumoase din lume și clar cel mai frumos din România, al doilea proiect important a fost acesta al centrului vechi care a fost reabilitat și ne dorim, lucrăm acum la studii de fezabilitate pentru extinderea pieței Mihai Viteazu, care va fi
va deveni una dintre cele mai mari din România. Noi avem această problemă de care ne lovim în perioada în care vrem să organizăm concerte sau târguri de Crăciun. Adică piața este deja prea mică pentru... Neîncăpătoare. Da, neîncăpătoare. Și fiind una dintre cele mai mici din România, dintre marile orașe, ne-am gândit că trebuie să o extindem. Acesta va fi un proiect de anvergură. De asemenea, și Calea Unirii va fi... un fel de Rambla, dacă vreți, din alte capitale europene, cu foarte mult spațiu verde și pietonal. De asemenea, vrem să extindem cu un fan zone în piața veche. Ce înseamnă un fan zone? O zonă de restaurante, hoteluri și săli de sport. Avem deja proiectarea făcută pentru o sală, sau mai bine zis studiu de fezabilitate, pentru o sală de sport care să adăpostească două sporturi foarte importante pentru craioveni. Este vorba de box și de scrimă, și care competițiile vor putea fi urmărite și de pe acoperiș, pentru că tot acoperișul va fi de sticlă. E iarăși un proiect futurist care... pe care noi vrem să-l facem cât mai repede. L-am fi început să-l finanțăm de anul acesta prin Compania Națională de Investiții. Din păcate, s-a hotărât la nivelul guvernului ca tot ceea ce înseamnă baze sportive și de agrement să fie sistate anul acesta de la finanțare. Sperăm să se reia anul viitor. Dar acolo va fi o zonă în care se vor strânge galeriile de fotbal, basket și așa mai departe, înainte să se ducă către stadioane. Mai este iarăși o sală de sport pe care o va lucra Consiliul Județean de data aceasta, care va fi una dintre cele mai importante din Europa. De ce? Pentru că noi iarăși ne dorim un pol de atracție sportiv. Avem stadionul de fotbal, avem singurul stadion de atletism din România care poate găzdui competiții internaționale, avem o sală polivalentă foarte frumoasă și cu aceste, iarăși, două săli de sport vom avea practic cel mai important complex sportiv din România. Și alte investiții pe care ne dorim să le facem sunt tot în zona stadionului, către Parcul Nicolae Romanescu, reamenajarea Bulevardului 1 Mai. Noi am amenajat în acești ani Calea București, care a devenit dintr-o zonă prăfuită a orașului un proiect foarte frumos, foarte de vizitat, ca să zic așa, și apreciat de cei care vin din afară. De data aceasta vom face o salbă de fântâni arteziene. Deja lucrăm la proiectare pe fonduri europene. Și va fi o zonă pietonală, iarăși foarte importantă acolo, cu multe spații de joacă. De ce? Pentru că suntem absolut convinși că vom reuși să atragem multe competiții sportive și mulți sportivi în orașul nostru, care, sigur că în zona respectivă vor trebui să aibă și ceva de vizitat. Și iarăși ne dorim să reabilităm Școala Obedeanu, care este cea mai veche din țara românească, și, bineînțeles, mai multe biserici monument istoric, printre care și Mănăstirea Coșună. Chiar zilele acestea am fost să o vizităm împreună cu echipa de la proiecte, pentru că acolo există și singurul castru roman din Craiova, care din păcate nu este vizitabil și nu este pus în valoare, și ne dorim la fel să-l îmbrăcăm în sticlă ca să putem să atragem cât mai mulți turiști. Deci, practic, ne gândim ca în fiecare colț al orașului să fie ceva care să atragă. În primul rând, să avem un parc la fiecare 15 minute de mers pe jos, trebuie să întâlnești un parc. Deci cât mai multă verdeață și, de asemenea, cât mai multe locuri de vizitat. Și eu zic că ușor, ușor, spre asta ne-am îndreptat în ultimii ani. Craiova devine un oraș din ce în ce mai atractiv.
Dacă ne uităm la toate brezlele, fie că este vorba de finanțiști, de cei din asigurări, de congrese medicale, în ultimii 3 ani de zile cam toate s-au mutat la Craiova. Asta înseamnă că s-a dus deja vestea că orașul este frumos și este de vizitat. Este clar că orașul este în plină dezvoltare și asta se vede cu ochiul liber de la an la an cei care vă trec pragul, dar aș vrea să știu și care este nivelul de trai în orașul Craiova. Cred că nivelul de trai este în media României, dar e foarte importantă această întrebare pentru că aici aș vrea să punctez câteva lucruri. În primul rând, chiar dacă județul Dolj are un șomaj peste media națională, să știți că în Craiova lucrurile nu stau deloc așa. Adică șomajul în Craiova este sub 1%, 0,7% mai exact, ceea ce înseamnă că noi deja avem o problemă cu forța de muncă. Și asta ne-o spune și industria Horeca. Deja nu mai găsesc ospătari, recepționeri și așa mai departe. N-o spun și cei din industria de construcții. Dacă vă duceți pe șantierele noastre, să vedeți că se vorbesc foarte multe limbi și sunt foarte multe rase care lucrează acolo. Iar în ceea ce privește dezvoltarea pe care noi am făcut-o pentru parcurile industriale, sunt două deja pe care le-am lucrat în ultimii ani împreună cu Consiliul Județean, plin amândouă. Din păcate, la al doilea parc high-tech industrie, deși fabricile sunt deschise, sunt la cheie, nu găsesc forță de muncă, e o problemă. Și acum am reușit să obținem de la Guvernul României, mai precis de la Ministerul Justiției, încă 180 de hectare în apropierea Craiovei, unde vrem să dezvoltăm al treilea parc industrial și cel mai mare, pentru că anul trecut am avut niște investitori de anvergură, niște firme foarte importante din afara României, care ne-au solicitat însă peste 100 de hectare de teren pentru a face investiția. Din păcate, un teren atât de mare Craiova nu l-avea la dispoziție. Iată că acum îl avem, putem să reluăm negocierile cu ei. Dacă aceștia și-au găsit deja în altă parte, sunt convinsă că oricum vom putea să atragem alți investitori, pentru că iată, avem ceea ce ne trebuie. Deci și din punctul acesta de vedere s-au făcut pași foarte importanți în ultimii ani. La dumneavoastră chiar e o situație atipică. Reușiți să atrageți foarte mulți investitori care nu reușesc să-și găsească forță de muncă. Da, așa este. Așa este în parcul industrial. Presa nu credea lucrul acesta și aveam o discuție cu domnul președinte al Consiliului Județean și am spus hai să-i ducem în parcul industrial să stea de vorbă cu patronii, să vadă că fabricile sunt deschise și să vadă că nu există forță de muncă. Și mi-aduc aminte că i-am dus la NISA, o fabrică de confecții care s-a mutat în Craiova. Cred că pot să-i dau numele, mai ales că ei au făcut o imensă publicitate în ultimii ani ca să atragă forță de muncă și aveau 100 de mașini de cusut care așteptau lucrătorii. Da. Și bineînțeles, nu numai acolo, și în alte fabrici, le-am demonstrat, uitați, stați de vorbă cu patronii, au toate condițiile, au tot ce le trebuie. Noi am oferit cele mai bune facilități din România, în sensul că prețul pe metru pătrat este aproape de zero, este un preț modic, doar că suntem în Uniunea Europeană și nu mai putem să mai dăm gratuit terenul, sunt taxe locale zero, autorizațiile de construire nu costă niciun ban și de asemenea avem utilitățile trase până la partea fabricii. Practic, un investitor nu poate să-și dorească mai mult de la o municipalitate. Asta este rețeta pentru a atrage cât mai mulți investitori. Cred că da, și să știți că am reușit făcând asta și să scoatem mulți dintre cei din oamenii de afaceri autohtoni, să-i scoatem din oraș cu fabricile. Adică prefer ca pe locul unei fabrici care poluează orașul, în centrul orașului mai bine să, eu știu, să dezvolte acolo o parcare sau să se dezvolte un ansamblu de locuințe, orice altceva, iar fabricile să fie scoase din oraș. Ne-a interesat foarte mult să știi și capitalul autohton. Adică, spre deosebire de alte municipalități care sunt canalizate doar să vină capitalul din afară, pe noi ne-a interesat să se dezvolte oamenii de afaceri autohtoni. De ce? Pentru că ei nu vor pleca niciodată de aici, că investițiile care le fac în oraș, că taxele care le plătesc
taxele pe muncă, de exemplu, rămân în oraș și toate lucrurile care decurg din tot ceea ce înseamnă să ai capitalul autohton puternic în zonă. E o gândire sănătoasă să-ți păstrezi oamenii lângă tine. Da, este. În mod normal, așa ar trebui să gândească orice UAT care își dorește să aducă investitori. Adică noi preferăm să-i dezvoltăm pe ai noștri decât să vină o firmă care, uitați ce s-a întâmplat cu Nokia la Cluj. Au venit, le-a dat statul român foarte multe facilități. În momentul când statul n-a mai oferit acele facilități, au plecat și au lăsat cu niște mii de muncitori în șomaj și cu o investiție care, pe care nu puteai să o transformi foarte repede în altceva. La noi cred că nu o să se poată întâmpla acest lucru. Sigur că și noi ne dorim investitori de anvergură, cum este firma Ford. Dar știți care este culmea? Toți acești mari investitori, de fapt, nu cotizează în orașele în care sunt, pentru că ei cotizează direct în București. Se duc toate cotizațiile acestor mari investitori, ei merg către sectorul 1 din București. Practic îi îngrașă pe ei și dumneavoastră nu se întoarce aproape nimic. Exact, nu se întoarce aproape nimic. Suntem aproape pe final de emisiune. Aș vrea să nu ratăm un subiect extrem de important care stă pe buzele tuturor în ultima perioadă, asumarea guvernamentală pentru legile austerității, cum au fost ele numite. Vreau să-mi spuneți dacă și cum afectează aceasta sau nu afectează această asumare autoritățile publice locale. Ar fi putut să afecteze, dar am avut mai multe discuții la nivelul Guvernului României, toată Asociația Municipiilor din România, mai precis toți primarii, am stat la masă, nu am acceptat sub nicio formă să se intre în oportunitate, pentru că până la urmă, în momentul în care mergi într-o campanie electorală, promiți niște lucruri. O nu poate să vină cineva să spună mai apoi lucrurile acestea nu ai voie să le faci, pentru că nu te lăsăm noi, deși bugetul este al localității. Asta s-a înțeles până la urmă la nivel guvernamental. Apoi a mai fost o discuție în ceea ce privește posturile vacante. Noi am propus altceva. Lăsați-ne să reducem noi schema de personal cu 10%. Ce înseamnă asta? Eu poate am nevoie acum să angajez și sigur am nevoie să angajez oameni care sunt specialiști în achiziții sau sunt specialiști în atragere de fonduri europene. Este acest PNRR care e o presiune uriașă pe toată România, pentru că noi trebuie să terminăm programele până în anul 2026. Deci, practic, ai doar 2 ani în care să poți să te miști pe niște proiecte pe care altădată le implementai în 5 ani de zile. Deci, automat trebuie să ai oameni capabili ca să îți ducă la bun sfârșit atragerea de fonduri europene. Și în aceste condiții am spus, poate că eu n-am nevoie de portar sau poate eu n-am nevoie, nu știu, de funcționar la birou. Și poate că mie îmi trebuie specialiști în achiziții și au fost de acord ca să se întâmple acest lucru, ceea ce până la urmă nu a făcut decât să ne ajute. Adică ce ni s-a tranșat până acum, sigur că vor fi niște indicatori după care se va regla, dacă vreți, o mare parte din ceea ce se întâmplă în administrația locală. Din păcate sunt comune care nu au bani ca să-și plătească iluminatul public sau salarizarea, dar fac zilele comunelor. Asta nu se va mai putea întâmpla, pentru că acei indicatori pe care îi are guvernul băgați prin această angajare de răspundere înseamnă că nu vor mai primi bani de la bugetul de stat dacă vor continua în același ritm. Sunt câteva lucruri de disciplină fiscală care sunt foarte bune. Adică, sigur că un oraș cum este Craiova, cum este Clujul, cum este Timișoara sau orice alt mare oraș din România poate să-și permită să cheltuiască 2%, să zicem, din buget pe festivaluri. Noi n-am depășit 2% din buget până acum pe toate festivalurile, deși noi avem festivaluri de anvergură, adică avem al doilea festival ca importanță din Europa de păpuși. Avem al treilea festival din lume ca și importanță, festivalul Shakespeare, pe care noi îl finanțăm, primăria Craiova, în mare parte, foarte puțin guvernul României. Avem festivalul Intensity, dar niciodată nu am depășit o sumă pe care bugetul să-și o poată permite.
Nu poți în condițiile astea să fii tu o comună care nu ai de unde să-ți plătești iluminatul public și... Până la urmă, acolo va avea efect această sumare? Acolo va avea efect în ceea ce privește partea de administrație locală și sigur, vedeți, ei n-au obligat să ne uităm până la urmă și în instituțiile noastre, ceea ce nu prea o făcusem până acum. Am și spus că sunt câteva lucruri bune care ne disciplinează și pe noi. Adică ai instituții cu sub 50 de angajați, care au fiecare câte un director, care au fiecare câte un contabil, eventual și câte un șef de serviciu. În fine, în condițiile în care ar putea să fie instituții mai mari, într-adevăr, dar cu mai puține funcții prea de conducere. Prea stufoase această organizație. Da, prea stufoase. Sau, bine, am mai văzut și comunități cu 70 de locuitori și cu 200 de, sau nu știu câte, 20 de angajați în primărie, adică bun, ne-au fost prezentate. Bun, noi avem o comună în Dolj, nu vreau să-i dau numele, care a mai rămas, cred, cu 400 de persoane, toate peste 65 de ani, deci toți pensionari, și care are o primărie cu un personal foarte mare. Cred că și acolo ar trebui făcută reforma. Cu siguranță se va, da, se va adică aduce reformă. Ce e important la această angajare a răspunderii este că nu va crește taxarea pe cetățean, în schimb vor fi câteva lucruri de disciplină fiscală pe care noi va trebui să le facem. Pe final de emisiune, doamna primar, vreau să vorbim despre târgul de Crăciun, dar foarte pe scurt, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Deja un târg cu tradiție, anul trecut pe podium, în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Anul așa acesta este, a fost pe locul 3, sperăm ca anul acesta să ne menținem măcar pe aceeași poziție. Modificat ceva? Tot, total. Este schimbat total conceptul, pentru că ne dorim ca cei care au fost anul trecut să vină și anul acesta și să vadă târgul de Crăciun. Anul acesta avem o poveste, Creasa Zăpezii. Din cauza asta o să vedeți toată zona centrală, doar în lumină rece, alb, turcoaz, lucruri foarte, foarte frumoase. E păcat să nu veniți să-l vedeți. De când? Va începe din 17 noiembrie anul acesta și va dura până în ianuarie, cred că pe 2 ianuarie este ultima zi. O perioadă destul de lungă, dar știți, anul dar trecut... totuși destul de scurtă, ținând cont fluxul, da, de vizitatori. Exact. Anul trecut au râs de noi când au văzut că ținem târgul de Crăciun 2 luni și jumătate, dar în cele 2 luni și jumătate noi am avut o medie de 30.000 de oameni pe zi în târgul de Crăciun. Asta cred că spune, da, multe. Doar cine n-a venit să viziteze târgul de Crăciun nu știe aglomerația din serile, da, respective. Doamna primar, vă mulțumesc pentru că ați și acceptat invitația noastră. Aș mai fi avut subiecte pe care aș fi dorit să le vorbesc cu dumneavoastră, dar așa poate obțin promisiunea că mai veniți și cu altă ocazie să cu mai mare drag dezbate. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă revedere, vă urez toate bune!